Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și astăzi vom vedea cum putem să facem Windows 11 să se miște mai repede Multe chestii pe care o să vi le spun acum sunt valabile și pentru Windows 10 și puteți să le aplicați și acolo doar că o să lipsească una, două, să zicem, de pe Windows 10 Haideți să începem cu ce este cel mai important, zic eu este RAM-ul, memoria RAM trebuie să vă asigurați că aveți suficientă memorie RAM, cu cât mai mult RAM, cu atât mai bine, pentru că sistemul ăsta are și o grafică un pic mai specială, voi vreți să rulați aplicații, scripturile în browser pe pagini și așa mai departe, să din ce în ce mai complexe și tocmai de-aia unde ne ajungeau ieri 4, 8 sau 16 GB astăzi, nu ne mai ajung pentru că rulăm multe chestii pe fundal, jocuri complexe, rezoluția la video este mult mai mare și așa mai departe, nu stau să vi le număr pe toate. Esențial este că aveți nevoie de mai multă memorie RAM și RAM-ul ăsta nu e chiar atât de scump, adică puteți să faceți un upgrade pentru îmbunătățirea experienței. Mai departe, spațiu liber. Este foarte important <coughs> să aveți spațiu liber pe disc, da? pe discul principal, pe C, acolo unde este Windows-ul, se spune că 15% asta, Dar eu zic măcar 20% spațiu liber Să vă asigurați De ce? Pentru că în permanență se folosește spațiu pentru chei, Se folosește spațiu pentru coșul de gunoi Se folosește spațiu pentru aplicații să, Tot așa să-și facă chei Să stocheze fișiere Discul, SSD-ul folosește pentru defragmentare uh, spațiul ăsta și are nevoie să pună să, uh, sau să-l optimizeze da sau să facă trim în cazul SSD-ului. Este foarte important să aibă spațiu liber cu care să lucreze. Imaginați-vă că voi vreți să lucrați să faceți ceva, să zicem, la bucătărie, un exemplu. Și uh, aveți uh, tot felul de boluri cu diferite chestii cu făină, cu zahăr nu puteți să lucrați dacă aveți masa plină de boluri. Trebuie să aveți acolo un spațiu liber pe care să faceți prăjitura sau ce faceți acolo. Mai departe, foarte important să vă asigurați că aveți driverele la zi, că Windows-ul este updatat, driverele sunt updatate, da? Astea sunt chestii pe care toată lumea le știe, deci ram -ul, să aveți mult, SSD-ul să aibă spațiu liber și hard ul la fel și bineînțeles upgrade de drivere și de Windows. Mai departe, optimizarea discurilor. Să zicem că suntem aici la partiția C. Ca să optimizăm discul, dăm click dreapta, mai multe opțiuni. Mă rog, așa e pe, da, pe Windows 11. Și mergem pe proprietăți. Aici pe proprietăți <coughs> mergem la instrumente. Și la instrumente o să vedeți optimizare de fragmentare unitate sau unități. Și aici o să le aveți pe toate și, bineînțeles, faceți și voi o optimizare pentru fiecare disc. Se poate și programa, uitați în momentul ăsta, da? se face optimizarea, puteți să modificați setările, să le programați săptămânal sau cum vreți voi să programați optimizările. Astea se fac automat să nu mai aveți voi treabă cu asta. După optimizare, trebuie să vă asigurați că programele din startup nu sunt prea multe. Și aici mă refer la programele care pornesc odată cu Windows-ul. Dacă odată cu Windows-ul pornesc multe programe, ăsta o să pornească foarte încet, o să fie încetinit și experiența voastră timp de câteva minute o să fie neplăcută și apare frustrarea Ca să rezolvați problema este foarte simplu, clic dreapta pe butonul Start, mergeți pe Manager de activități, Task manager managerul vei, da? Și aici mergeți pe Pornire. Aici la pornire mergeți la fiecare aplicație în parte și vă uitați ce, dacă e ceva care aveți nevoie atunci când pornește PC-ul, lăsați da? să aveți chestia asta, dar dacă nu aveți nevoie, pur și simplu, uite cum e asta, Microsoft Edge, nu am nevoie să pornească asta, pur și simplu dați click pe el și mergeți jos pe dezactivare și în momentul ăsta este dezactivat. Cu cât sunt mai multe dezactivate, cu atât Windows o să pornească mai repede și pe fundal nu o să mai ruleze programe iure astea fiind cu programele în startup, mai departe dezinstalarea programelor inutile. Da? Este foarte important să dezinstalăm programele inutile. Ca să dezinstalăm programele inutile, tot așa clic dreapta. Aplicații și caracteristici. Da? Și vedeți programele care sunt instalate. Dacă e unul aici de care nu aveți nevoie, Pur și simplu îl dezinstalați și gata, este mult mai bine să rulați cu mai puține programe decât cu mai multe. Pentru că astea tot timpul o să trimită notificări, o să-și facă update-uri, o să facă tot felul de nebunii pe fundal și bineînțeles consumă resurse și odată cu asta vă încetinește sistemul. Încă o chestie foarte importantă, dezinstalați extensiile din browser, eliminați-le pe cele pe care nu le folosiți. Este foarte important pentru că și asta vă încetinește foarte, foarte mult PC-ul. Faceți de virusare cu antivirusul vostru sau, dacă nu aveți antivirus, mergeți descărcați, descărcați Malwarebytes și faceți o devirusare, o scanare, da, să vedeți dacă aveți ceva probleme. Mai departe, cache în Windows, da, trebuie să curățați cache -ul cash este ceva generic pentru toate chestiile care se strâng în Windows, de o denumire generică. Faceți click dreapta P în partiția C, pe partiția C, da? Mergeți pe, ori pe proprietăți, ori pe afișați mai multe opțiuni. Dacă dați pe proprietăți, vă deschide direct aici. Și mergeți pe curățare disc. Aici la curățare disc, chiar în momentul ăsta, vedem ce este bifat, da? Și vedem că sunt programe fișiere program descărcate, fișiere temporare de internet, mai departe coșul recycle bin-ul, fișiere temporare și imagini reduse. Acum vedeți că sunt 1,39 GB. Dacă mergem mai departe și apăsăm aici pe curățare fișiere de sistem. O să vedeți că o să găsească mult mai multe, deci erau 1,39 GB, pentru că erau multe în coșul de gunoi neșterse, da. Așa acum a scanat și a găsit și alte chestii printre care curățare Windows Update. Astea sunt fișierele vechi, update-urile care sunt descărcate și vedeți împreună cu Recycle bin Cu asta fac aproape 4 GB, adică e destul de mult, da? Puteți să curățați și cu asta basta, da? Dați OK și începeți curățarea. Și bineînțeles se vor curăța fișierele și va rula totul mult mai bine. Uh, mai departe, setări, uh, setări foarte important, pe unde sunt și pe asta, pe Windows 10 nu avem, uh, și o să mai fie o chestie care nu mai e pe Windows 10, care nu e, uh, și anume widgeturile astea de jos, da? astea sunt enervante, pentru că tot timpul funcționează și încarcă cel puțin asta de vreme, de nu știu ăsta, uh, ca să l dezactivați foarte simplu, dați click dreapta pe bară, setări pentru bara de activități, și aici, elemente bare de activități, debifați, asta e căutarea, vizualizarea activitate, widgeturi chat, da? Și ați făcut și curat aici, e foarte frumos și nici nu o să mai se mai deschidă la când treceți peste el cu mouse-ul, se deschide dita mai aia. Bine, unii vor să-l aibă, nu? Dacă vreți să-l aveți, îl să lăsați acolo. Mai departe, o chestie foarte interesantă. Mergem în panou de control. Aici, în panul de control, mergem pe opțiuni de alimentare. La opțiunile de alimentare, mergem aici pe alegerea acțiunii butonului de alimentare. Și, vedeți că avem niște setări jos care nu pot fi modificate, dar dacă apăsăm aici o să putem să le modificăm și activăm pornirea rapidă. În felul ăsta o să pornească mai rapid Windows-ul și, bineînțeles, experiența o să fie mai plăcută, dar nu uitați de programele care pornesc în startup care încetinesc PC-ul. Mai sunt programe care rulează, cum ar fi Steam sau alte programe asemănătoare, tot felul de de aplicații de genul ăsta, panouri de control care însoțesc jocuri, tot așa, care sunt foarte grele, care tot timpul merg pe fundal, funcționează cu chaturi, cu tot felul de chestii care îngreunează extrem de mult. dar fi bine să le opriți și pe asta dacă nu le folosiți. Le folosiți atunci când folosiți jocul, când jucați, da? Cam asta a fost pentru astăzi. Ultimele două chestii nu sunt pe Windows 10 valabile, dar astea care vi le-am arătat acum sunt valabile. Primele care vi le-am spus sunt valabile și pe Windows 10. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, Vă ați fost la videotorial.ro. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!